Salutare, eu sunt Dereu și astăzi am fost provocat de către Samsung să joc un meci de PUBG Mobile împreună cu 3 jucători profesioniști de Counter-Strike 2. Doar că ei nu știu încă, însă am 3 cadouri pentru ei în funcție de câte kill-uri vor face în meciul ăsta. Așa că hai să nu mai stăm pe gânduri și haideți să vi prezint. Și avem primul jucător și anume AVP-ul echipei Nexus, Selo. Salut. Un al doilea jucător, BTN, adică tatăl nostru pe jocul ăsta, tăticu BTN. Salut. Și lângă mine îl am pe Raga, cel care o să ne ajute astăzi să câștigăm meciul ăsta, cred. Și nu v-am spus, băieți, însă astăzi ne jucăm un meci de PUBG Mobile și am 3 cadouri pentru voi în funcție de câte kill-uri veți face voi în meciul ăsta. Și am așa, la 3 kill-uri adunate de câte toți 3, veți putea pune un story pe Instagram-ul meu, ce vreți voi. Troll, amuzant, cum vreți voi, indiferent. La 5 kill-uri primiți câte o pereche de mănuși de gaming de pe tlrău.ro pentru fiecare dintre voi, iar la 10 kill-uri adunate veți primi câte un cooler pentru telefoanele voastre de gaming. Deci nu se cumulează premiile. Adică dacă fac ce 11 kill-uri, le avem pe toate? Premiul cel mai mare. Adică atunci mă opresc la 4, că trollul de pe Insta e cel mai bun. Bun, haideți, facem echipă să dăm drumul la joacă. Bă, Tede, dar eu nu mă joc pe telefon. Cooler de PC nu ai? Bă, cred că putem să facem de toate 3 culorele ale voastre, să facem unul mare de PC și merge, nu? Și nu trebuie să te înțelegi cu B și cu Raga tău. Raga? Nu. Bă, eu oricum cred că știu ei să joace PUBG Mobile, așa că maxim 3-4 kg zic că fac. Nu, 100% nu o să facă 10. Ce cartă ai băgat? Rangel, mă, știi harta tu? Logic, la spital, acolo, jucat, la sol, normal. M-am spus că el ne duce către victorie. Șefule, ne car și aici? Faci tu vreun kill? Nu cred. Auzi, mă, te de rău, dar tu de obicei câte kill-uri faci așa la un meci? 15-20. Ce harta e asta? Cred că dați 2, dar jucăm pe CT. Bobby, dar tu, pe ce telefon te joci, mă, acolo? S23 Ultra. Wow, S23 Ultra, vezi că bă, te joci poate 20. Vezi că multă lume ar vrea să joace poate 20 FPS-uri. Puține telefoane duc, mai ales S23, S24. Bombă. Vezi că am armă deja, băieți. Eu am doar shotgun. Eu am armă. Dacă vreți să vă zic de arme, ce arme să vă luați, ce de-astea mă întrebați. Una vă trebuie. Dacă nu există în jocul ăsta, că eu acolo, acolo, știu. Îți păstrezi optics-ul, mă? Se lua pentru sniper-e? N-am nevoie, dau zoom-le-ți de obicei. Bă, cu forul ăsta ce? Se deschide? Ia deschide-l. Cum îl deschide? Bă, o sări banii din cufăr ești de... Maratonul, băieți. Bine. Bă. Hai de Raga, cară-ne. Vezi care are AK ăsta aici? Unde? Asta de la are mult? Cutie, mă, vezi că sunt mai mulți. Unde, arată-mi. Păi asta e chestia, că nu prea aș vrea să vă arăt. Auzi, dar sări cum s-ar. Bate cineva. Vrezi, spatele meu, da, spatele meu. În casă undeva, în casă, cred că e. Da. Am doar shotgun. După, aici, la ușă, aproape. Înăuntru, la mine. Am bătut. Nu pot să vii, mi-a tras kill-ul ăsta. Deci, deja avem două kill-uri. Am omorât-o, nu? Băi, nu se poate așa ceva, băi, frate, băi, eu trag în ei, băi, dați la hit. Dar avem 3 kill-uri deja, nu? Da. Easy. Că vreau și o armă, bă. Vrei glanțe de ce-i tu, AK? Da. Uite, vezi că ți-am lăsat acolo jos glanțe. Tommy Gun-ul e bun? Dă-i pe și pe mânuța aia de lângă X, ca să-ți iei glanțele aia de la mine. Tommy Gun-ul e bun? Băi, e bun nici el, care citește glanțe cu extend. Adică e decent la apropiere. Unde? Na. Pasta mea să nu mai ratez. Mai e vreo armă pe undeva, vreo M4, ceva, e uite păi cască. Păi tu câți bănuți ai? Poți să-mi cumpăr? Da. Am 35 de dolari. Îți apare în fața ta un shop, un de ăla de gen de cart așa, de cărucior? Da. Uite, gen și dai de aici și dai pe shop și poți să ții M4, poți să iei toate nebunile. Te de dă să conduc eu, că în viața reală nu m-am permis. Sau 60 în maxim? Nu, e cât un bundle de 60. Mamă, ce tare cu shop-ul ăsta. Vino, da, conduc eu, că în viața reală nu am permis, măcar ai să conduc. Extend quick draw. Bă, ăla e bun. Dă-i, lasă. Bă, stai, mă, că vin și un Dacia acum. Bă! Tai, șefule. Sunt ca la 260 dacă te uiți. 260? Dă-i un pic mai cu mașina mai în stânga de casele astea, că am auzit pe cineva. Mai? Pa aici așa, dă-i pe aici. Vrei să stăm aici sus pe deal sau? Nu, mă, nu, suntem agresivi, ne batem în continuu. Baby driver, ia. Da, nu știu. Părea că e cineva pe aici, nu. Prin pădure pe cărare. Chiar mă descurc condus. Da, nu ești rău. Extraordinar, încă suntem în viață, deci e bine. Ui, frate, păi unde sunt playerii? Pe că trebuia să mergem noi la școală încolo, Maxelo. În partea de cealaltă, gen. Da, dai. N-am mers, am încercat. Ai vrut cu frâna de mână, a? Da, am vrut, dar n-am mers. Dă-i așa un pic mai pe stânga, spre muntele ăla, îl vezi muntele ăla la stânga? Tot cu Tommy Gun am rămas, să știți, dar e ok. Vezi că e bun, mă, Tommy Gun, e foarte bun și vezi că nu trebuie să-ți pui neapărat okay. Țita pe el. Vezi că ai și boost la asta, undeva pe acolo. Ce mustață ai, Xelo. Mai e mult? Aveți bani să plătiți cursa asta sau? Care ești în față, în dreapta?
Eu sunt în față, ce? Uneori îți obturez vederea. Da, da, da. Dacă trag în tine, te omor? Nu, 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 aici nu mă omor ca pe ăla mare. Yeah! Îți scriu unul groapă, 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 groapă. Unde, unde? Vede în jos? Cum mă dau jos, mă? Get out. Unde? Mamă! L-ați văzut? V-a apărut? Unde am tras? Da, da, gata, știu. Uite acolo. Da, da, mă duc. Mamă, mă duc să-l pușesc pe ăsta, nu-l las. Mamă, despăiți. Uite-l, uite-l, în fața mea, în fața mea. E-n dacă... Bravo, bani! E tras direct! Deci ăsta se pune la mine, nu la tine. Logic, tu ai primit la loc. A, da, la mine, da, se pune, se pune. Mamă, vezi că i-am tras direct mare headshot de pe deal. Mamă, se vede talent. Ia uite. Deja avem 5. Cum aveți 5? Da. Raga 3, eu 1, 1 bit. Până ieși din mașină, deja... Are nimic, are nimic. Înțeleg că nu ne mai lași nimic acum. Ba da, mă, poți să prindeți, am văzut că oricum prindeți. Am eu 2 kg și voi 3. Ce? 3? 5? 6? Câte aveți, bă? Unul în spatele vostru, unul în spatele vostru, vă urmărește. Zi, mă! Da, 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 uite-l în spate. Dar nu pot să pun țin de apel. I-am dat hit, hit, hit. Bă, unul trage după mine de undeva, da. Ăla? Ăla era, ăla era. Ăla era? Da. Era aproape de voi. O, are scar. Bă, scarul ăla e bun dacă vrei. Poți să joci cu el. O, vezi că la blocuri aici sunt mulți. Și ăla nu. Nu-i bine. Wow. Dați revive? Acolo, dă-i în față. Am văzut, dar nu știu unde. Ăla e la blocuri, foarte departe, în dreapta, la blocuri. Dar ți-a dat cu carul, nu? Cu, da, da, cu sniper. Sunt o moare și pe tine. Fă alea tale. De un smoke, de un smoke. Jump-urile astea sunt puternice. Ne mergem aici după gar, că aia trage de la blocuri alea de față, de la 810. Ala aia mov e? Aia micuța mov era unul parte. Păi cred că puteți să-i rotim să le facem rotație prin școală. Voi știți că eu încă am shotgun unde am făcut primul kill cu el? Țin mult la el, pe e amintirea mea asta, e souvenirul meu. L-am păstrat. Ăla? Bun. Mai sunt? Cred că la gard undeva aici, în față, băieți. Mă sacrific eu pentru voi, ok? Grijă la grenade la astea, că... Da, da, uite după gard. Mort. Nice. Bine, bă! Cred că ăsta mi-a dat mie în ochi. Bun, cine trage eu? L-a găsit Tede. Am, ok, bine. Haide, ne mai trebuie 4 nouă. Cât aveți, 6? Da. N-am eu în momentul ăsta 6 și au ei. Ta! Dezamăgitor, băieți. Acum am 6 și eu, măi. Mai ai la blocuri acolo, ai grijă. Să nu stai prea mult în open, că trag bine ăștia. Hai că vin și repede cu mașina să vă ajut. În fața ta? Da, hit. 120. Îl văd, îl văd, fuge. Uite-l pe dreapta, pe dreapta, Raga, trage în el. Să nu fure Tede. Uite, a fugit în spatele la roșu. Da, mă, trebuie să mișc cu dreapta și ținta și să-și trag. Uite, ai un car aici, Selor, vrei? Da, unde? La... Și M4-ul poți să-l joci, e mai bun decât carul. Da, țin băi și mie măcar un Red Dot. Așa-l-a. S-au făcut kill-uri mai aici, mă, mi-a plăcut. Mai sunt 19 în viață și nu ne mai trebuie 4. Bă, dacă vă dați granada între voi și vă omorăți, nu știu dacă se pun kill-urile. Raga, ți-a dat revive odată? Adică un kill-ul da. Trebuie pentru noi. Da, 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 da. Te-am salvat, lejer, altfel. Lejer, lejer. Deci mai trebuie 3, Raga. Un revive ar trebui să fie vreo 3 kill-uri, așa, deci. Câte kill-uri ai făcut după revive? 5-6 chiar până acum. Ar trebui să avem 50%. Hai, Raga, hai să mergem în zonă, că n-avem zonă. Ce să stea, mă? Spike trap. Pui pentru mașini, nu? Ce este, mă, dronă? A, ba nu, bicicletă. Uite-l pe deal, pe deal la o 350. S-a dus. Aha. Coboară în jos, coboară. Mă duc, dacă cred că l-am omorât de rău. Nu, 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 am tras rău. Uite-l. L-am omorât eu. Da, mă, da. Și încă unul. Încă 2 kg, unde, mai sus sau tot? Uite-l, uite-l, da-l văd. Nu-l văd, nu-l văd de alea. Nu-l văd, nu-l văd. Gata, mă, și pe ăsta. Bravo, mami, mă! L-ai după copac, bă, jos. Aha, uite-l, 310. Knock. Gata. Bravo. L-a luat direct kill, mi se pare. Da, direct insta-kill. Insta-kill. Da, după calculele mele, cu kill-ul ăla luat de pe revive, sunt 10. Da, 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 da. Câte aveți? Câte ai? 3 eu. 2. Păi că aveți 9 kill-uri? Da, și cu revive-ul 10. Ui, ești deci nebun. Mi-am făcut culori pentru calculator. Trebuie să vorbești un pic cu ei. Vezi că avem zona foarte bine la casele astea, putem să stăm aici până terminăm meciul, cred că. Rămânem aici pe deal? În cască level 3, băieții. Trebuie să rămânem pe deal, la casă, cum vreți voi. Hai, pe deal, ce fau în casă. Knock, gata. Hei, am pus sniper-ul în mână, nu? Adică... Nu știam, mă, că poți să te miști în timp ce tragi așa. Pumă! Ce mă, te mișcai, mai trageai? Da, și am făcut 4 kill-uri așa. Deci mergem după guță sau? Da, hai să fim o echipă cu toții. Hai, avem doar 6 playeri, ar trebui să îi batem, nu? Oooo, avem drop-ul acolo, bă. Hai să luăm. Hai să luăm și pe ăsta. Veniți după mine, veniți după mine, ca să fim uniți. Fuge, încă 2-2-2 în casa aia. Da, în casă. 150. Mai e ceva după aici de luat sau ai luat tot? Păi un ghillie și un ăsta de 3 și... În casa aia la 150 de. Stai așa că m-am dus la drop-ul ăsta de aici din afară. Tragi-o! Bine, mă!
Vezi că AMR-ul ăsta din drop, dacă vreți să luați, e puternic rău. Pentru voi care jucați sniper, e puternic rău de tot. Ia vezi că l-aud în casă aici. E pe casă, cred, nu? Nu, mi-e dat loc. E low, low, low în casa asta de lângă. Celălalt e pe deal, vine spre noi. Vine și el spre noi. După a, mașina asta. Vine în casă, vine la voi, era și în casă. Uite-l în fața mea. Bine, mă, băieți, băi, bravo, băi. Bravo, băi. Ia, ia, veniți, veniți, veniți aproape, veniți aproape toți. Că ți-ai luat și tu revive acum cu ăsta. Ia, băgați acolo, Victory Dance. Deci avem așa. Eu 13 kg, slab, slab rău de tot. Avem Selo 3 kg, Raga 6 și B 3 kg. Deci voi aveți, ați avut 12 kg, mă? Mamă, dar Selo cu 3 kg și 150 de meci, în ideea în care unul are 100. Cum? Cât a putut să fure? Și ăla a fost primul cu șagă, nu atât. Mă, după ce l-am văzut pe Raga, că știe de Rangel, de cool, de pocinchi și astea, atunci mi-am pus așa un pic câteva întrebări, dar pe urmă când am văzut că are M24, avea deja 5 kg, atunci am zis gata, e clar, băieți, chiar o să facă 10 kg. Eu m-am mișcat, mă, PUBG Mobile înainte, nu știu ce ziceau ăștia. Păi oricum am făcut 6 kg, dar nu știam că pot să trag și să mă mișc în același timp. Făceam mai mult. Când am luat M24, am știut că e gata. L-am văzut oricum pe TDR, să cam uita în telefonul meu un pic. Când l-am văzut pe Selo că joacă shotgun la început de meci în pocinchi, am zis clar, sigur o să facă foarte multe kg. Zicea TDR că m-am văzut cu shotgun, că n-am nicio șansă, dar l-am urât pe unul, l-am prins în casă și i-am dat-o direct. Ai făcut un film mișto, Guță? Nu. Am condus. Când am văzut că e te de rău pe noc, mi-a fost un pic frică că s-ar putea să nu mai continuăm meci, dar l-am avut pe Raga Salvatorul. Bă, mai mișto canterul. Aici am găsit un cufăr cu bani, mi-am luat ce arme am vrut, m-am cumpărat M4 în prima rundă. La cantar nu e așa. Nu prea aveam emoții, chiar dacă nu ne-am jucat noi, știam că ne descurcăm. Când am văzut că avem 8 kill-uri și Raga face multe kill-uri ca la cantar, eram pe spate. A fost fun. Acum, ce să fac? Trebuie să dau premiul cel mare băieților, nu? Că totuși e meritul lor. Culorul ăla îl fac cadou lui Guț. Și asta a fost clipul, băieți. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like acolo, măi. Și ne vedem la challenge-urile viitoare sau la clipurile viitoare. M-am pupat!